Se pare că pandemia nu se oprește din a face victime în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore, 26 de persoane au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din județul Mehedinți se schimbă de la un moment la altul, conform datelor precizate de DSP. Dacă până acum eram relaxați deoarece numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 era într-o continuă scădere, în prezent situația pare să se fi schimbat. În acest moment, în spitalele suport COVID din județ sunt internate peste 100 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar peste 200 de persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 626 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 234 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 105 persoane sunt internate în prezent în spitalele suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 26 de persoane. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 0,99. În județul Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori a crescut în ultimul timp, înregistrând o valoare de 0,99.